Steven Spielberg a reușit o performanță magistrală. Atât pentru istoria cinematografiei, cât și pentru cariera sa personală, aflată oricum deja pe culmile consacrării. Filmul său despre industriașul german Oskar Schindler, care a reușit să salveze 1000 de evrei în timpul Holocaustului, a fost și proiectul în care Spielberg s-a implicat și cel mai mult din punct de vedere emoțional. Ceea ce a reușit să facă regizorul american a fost să se apropie de una din cele mai mari tragedii din istoria omenirii și să o repovestească într-o cheie plină de sensibilitate, valorificând umanitatea și generozitatea într-un cadru istoric dominat de fanatism și gruzime. Abordarea sa, care a reușit să ocolească ororile asociate Holocaustului, păstrând însă memoria și proporția tragediei, a fost întărită, dacă nu chiar desăvârșită, de contribuția compozitorului John Williams. Coloana sonoră a filmului Lista lui Schindler completează armonios eforturile regizorale. Delicatețea cadrelor surprinse de Spielberg e oglindită perfect în frumusețea melancolică a muzicii compuse de Williams și invers. Vă invităm la o experiență profundă, o experiență care s-a repetat în ultimii 20 de ani în cele mai mari săli de concerte din lumea întreagă. Urmează să ascultați tema principală și Remembrances din Lista lui Schindler.